Pacea Domnului tuturor, dragii mei, vă spun o seară bună tuturor și vă zic bun venit la străjerul unde noi ne putem întâlni din nou împreună ca să putem să discutăm din Cuvântul Lui Dumnezeu. Atât de mult mă bucur că încă Dumnezeu ne mai pune la dispoziție aceste minunate învățături și atât de mult mă bucur că încă Dumnezeu ne mai oferă har pentru a ne întâlni împreună și a studia din Cuvântul Său, dragii mei. Mare bucurie din partea noastră să fie că încă beneficiem de harul lui Dumnezeu și de aceste minunate clipe care sunt scurte și pentru scurtă durată, dragii mei, în care putem să mai studiem, în care putem să ne întărim unii pe alții, în care să ne putem pregăti unii pe alții înaintea lui Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru mântuirea și salvarea noastră și dacă e cu putință, dragii mei, și a celor din jurul nostru și mai ales a familiilor noastre. Înainte de a intra în meditația noastră din seara aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune, să ne rugăm pentru prezentarea din seara aceasta, să ne rugăm pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima, să ne deschidă tot ce se poate deschide pentru a putea accepta și a primi adevărul și lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, dragii mei. Fiindcă bucuria cea mai mare a lui Dumnezeu este când copiii săi, orice om păcătos de pe pământ, se rupe din lanțurile celui rău, cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu este când un copil al său se predă în brațul său și dorește din toată inima ca să-i facă voia sa și să... Aceasta este fericirea lui Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu, dragii mei. Să ne plecăm pe genunchi, eu mă plec pe genunchi, cine dorește, poate să stea cum dorește, să mă însoțească în rugăciune, dragii mei, ca să ne prezentăm în mâna lui Dumnezeu. Bunule Tată care ești în ceruri, venim și în seara aceasta înaintea Ta să-ți mulțumim că datorită bunătății Tale, binecuvântărilor Tale, harului Tău, dragoste și iubirii care ai față de noi, suntem cu viață și ne putem întâlni și în seara aceasta. Îți mulțumim pentru călăuzirea în lucrul nostru, în drumul nostru, în călătoriile noastre. Îți mulțumim pentru familiile noastre și pentru cei dragi ai noștri. Dar mai presus de toate te rugăm să ne ierți. Să ne ierți, să ne ierți și să ne ierți. Prin sângele și merite Domnul Iisus Hristos, căci de multe lucruri le facem vinovați. Dar nu dorim numai iertare și dorim și ștergerea păcatelor noastre. Ca viața noastră și acolo unde este scris numele nostru, Tată din Cerul, să fie un loc curat și să fie un loc în care numele nostru să fie primit și acceptat înaintea Ta și noi să fim primiți cu bunăvoință înaintea Ta. Îndepărtează tot ce este rău din viața noastră și revarsă Duhul Tău ce sunt peste noi, ca El să ne dea putere să trăim și să ne pregătim în orice moment și în orice clipă pentru a fi cu adevărat copiii ai Tăi și avea parte de împărăția Ta. Te rugăm în această oră să ne însoțești, să ne binecuvântezi prin Duhul Tău și Îngeri Păstori, ca mesajul Tău să fie transmis doar după voia Ta și sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, să influențeze pe mine, cel care prezint și pe cei ce ascultă. Te rugăm pentru lista de rugăciune, pentru fiecare suflet în parte, multe suflete care sunt trecute aici au probleme de familie, Tu le știi, Tată, durerile și nevoile lor, alții de sănătate, alții spirituale, alții de tot felul probleme, să intervii în viața lor, să fie alături de ei. Dar cea mai mare dorință a sufletului nostru este ca aceste suflete să se predea în brațul Tău și să fie mântuiți. Ne predăm în mâna Ta și îți mulțumim prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, în seara aceasta aduc înaintea dumneavoastră un subiect pe care de mult timp am vrut să-l aduc, dar acum a fost momentul. Din ce cauză, dragii mei? Căci de la un timp de vreme, cum se vede în viața noastră de credință, cum se vede în lumea aceasta, căci toate oastea iadului se năpustesc și stau la poarta împărăției lui Dumnezeu. Toată oastea iadului și toți demonii de pe pământul acesta care au fost alungați din ceruri, ei sunt pregătiți, dragii mei, să dea ultima bătălie pentru a distruge, pentru a îndepărta și pentru a trage cu forța pe cel mai prețios copil al lui Dumnezeu care este gata să intre pe poarta împărăției, care este gata să intre în împărăția lui Dumnezeu cea veșnică pentru totdeauna. Acești demoni se luptă neîncetat
se luptă cu mare putere împotriva lucrării lui Dumnezeu și mai ales cu atâta ură împotriva Domnului Iisus Hristos, dragii mei. De aceea, acești demoni și toate uneltele care sunt folosite de satana, dragii mei, îngerii, cei răi și cu el, încă își cuplează și își unesc forțele și le măresc în aceste timpuri și prin uneltele pământești, prin oamenii care caută să se devoteze lui și să facă lucrarea lui, dragii mei. Mulți dintre care au fost de-ai noștri, dar cred că ei niciodată n-au fost de-ai noștri, ei au fost printre noi pretinzând că sunt de-ai noștri, dragii mei, dar ei de fiecare dată, eu cred că un om nu poate să cadă de la credință dintr-o dată. Un om nu poate să apuce calea celui rău dintr-o dată. Un om nu poate să schimbe credința lui și să schimbe comportamentul lui față de Dumnezeu și atitudinea lui față de Dumnezeu dintr-o dată, dragii mei. Acești oameni, chiar dacă pe față, pentru moment, au predicat frumos, chiar dacă pentru moment s-au predat în mâna lui Dumnezeu, dar în realitate, dragii mei, ei dintotdeauna aproape l-au slujit pe Dumnezeu, pe satana. Și ei acum se ridică împotriva lui Dumnezeu, se ridică împotriva lucrării lui Dumnezeu ca să distragă atenția la foarte multe suflete, dragii mei, care sunt gata să se predea mâna lui Dumnezeu sau să doboare pe aceia care se încredințează în mâinile lui Dumnezeu și se luptă zi de zi pentru a primi mântuirea și a fi mântuiți, dragii mei. În seara aceasta, subiectul acesta pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, crucea, în lumina Sfintelor Scripturii, se datorează și se bazează pe discuțiile care au fost aduse pe internet de unii dintre foștii frații ai noștri, dragii noștri, și din motivele unora care se răscoală împotriva lucrării lui Dumnezeu. Unii susțin, de la un timp de vreme, cum spuneam și în alte dăți, că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Unii susțin că El nu este egal cu Dumnezeu. Unii spun că ar fi creat, ar fi mai mic, sau tot felul de lucruri și de idei. La un moment dat, oamenii încep să atace, dragii mei, și lucrarea crucii pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziție pentru noi, ca El să moară și să-și dea viața. Fiindcă dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi murit, dacă Domnul Iisus Hristos nu și-ar fi dat viața, dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi urmat calea aceasta, dragii mei, mântuirea și ispășirea noastră a tuturor oamenilor n-ar fi fost valabilă niciodată și posibilă. Aceasta este calea în planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a stabilit din veșnicii, înainte de a fi creată omenirea. Acest plan de mântuire care a fost adus pe pământul acesta, în dreptul nostru, oamenilor celor păcătoși și în dreptul tuturor acelora care vor să trăiască, să-și predea viața pentru a fi mântuiți în mâna lui Dumnezeu, dragii mei, s-a înfăptuit pe moment aici. Dar acest plan de mântuire pe care Domnul Iisus Hristos l-a înfăptuit pe pământul acesta, cu noi, dragii mei, ca oameni și pentru noi, acest plan era un plan de garanție pentru toate lumile necăzute în păcat, pentru toată creația lui Dumnezeu și pentru toată lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Dar problema este că năpasta a căzut pe noi, oamenii de pe pământ, care s-a cedat dintr-un timp de neatenție, am fost înșelați și am ajuns în starea în care am ajuns ca oameni prin părinții noștri Adam și Eva, dragii mei. Și Dumnezeu ne cheamă ca noi să vedem această lucrare. Că noi trebuie să ne bazăm pe lucrarea și pe drumul pe care Dumnezeu ni l-a descris și ne l-a pus dinainte, dragii mei. Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Să vedem dacă mai este valabil sau nu lucrul acesta sau dacă a fost nevoie să se facă această lucrare pe care Dumnezeu a înfăptuit-o pe pământul acesta. Dragii mei, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu au ajuns să fie demoni. De ce oamenii aceștia se numesc demoni? Se numesc demoni fiindcă ei înfăptuiesc lucrarea tatălui lor, satana, și ei se răscoală împotriva lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu, dragii mei. Atacă crucea, care de la cruce vine cea mai mare lumină. De la cruce se descoperă iubirea lui Dumnezeu, de la cruce se descoperă lucrarea de mântuire și planul de salvare al omului și al îndreptățirii lui Dumnezeu și al înălțării caracterului și numelui lui Dumnezeu, dragii mei. Dacă n-ar fi crucea, n-ar fi nimic. Să vedem, cineva spunea, dragii mei, de curând, că n-ar fi fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce dacă omul s-ar fi pocăit. Să vedem, dragii mei, ar fi fost posibil lucrul acesta? Iar mai spunea cineva, dragii mei, omul acesta,
chiar pot să vă dau numele și nu mă voi feri niciodată și voi vorbi pe față celor care sunt vrăjmașii lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu și neagă aceste lucrări. Și spunea, dragii mei, Dorin Lătăianu, căci Domnul Iisus Hristos n-ar fi fost nevoie să moară dacă oamenii s-ar fi pocăit și l-ar fi acceptat. N-ar fi fost nevoie de moarte, n-ar fi fost nevoie de cruce, n-ar fi fost nevoie de această lucrare, dragii mei. Hai să vedem dacă ar fi fost nevoie, dacă ea a fost prevestită mai dinainte. Omul acesta spunea într-un timp de curând că Tatăl niciodată n-a prevăzut și n-a avut în planul său ca Domnul Iisus Hristos să moară de moartea crucii. Căci Tatăl niciodată n-a hotărât ca Fiul său, ascultați ceea ce El a spus, dragii mei. Hai să vedem dacă a fost planul sau nu a fost planul. Să căutăm, dragii mei, în numeri 21 cu 9, să vedem ce spune Cuvântul Dumnezeu. Dacă aveți Sfintele Scripturi la dispoziție, desfăceți-le și studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem dacă a fost în planul lui Dumnezeu, dacă a fost prevestit lucrul acesta, dacă Dumnezeu hotărâse mai dinainte ca Domnul Iisus Hristos să meargă pe această cale și El trebuia să ajungă acolo. Fiindcă orice lucru pe care l-a făcut pe pământ, dragii mei, Domnul Iisus Hristos l-a făcut după un plan bine stabilit și hotărât dinainte ca omul să cadă în păcat. Și auziți ce spune în numeri, dragii mei, la capitolul 21 cu versetul 9. Spune așa: Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia, dragii mei. Deci, vedeți, aici avem o mică lumină pe care Dumnezeu ne-o dă, dar nu mică, e o mare lumină pe care Dumnezeu ne-o dă despre ceea ce trebuia să se întâmple cu poporul Israel și la ce trebuia să privească în viitor, dragii mei. Poate unii dintre noi vom crede că nu e adevărat lucrul acesta și la ce se referă neapărat șarpele acela. De ce Moise a înălțat șarpele acela? Hai să vedem, dragii mei, în Ioan 3, cu 14 la 15, cu versetele acestea, să vedem ce spune Cuvântul Dumnezeu. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuia să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragi ascultători, stimați frați și stimate surori, cum vi se pare dumneavoastră lucrul acesta și cuvântul lui Dumnezeu care este destul de clar pus înaintea noastră, contra cuvântului a ceea ce spun oamenii împotriva cuvântului Dumnezeu? Spunea fratele acesta, fostul frate, că nu pot să-l numesc frate, când el este un vrăjmaș al lui Dumnezeu, care caută să abată multe suflete, care îl apreciază, într-adevăr, că este un om cu mare valoare, are o mare potență și o mare putere, dragii mei, în vorbire, în pregătire. Omul acesta ar fi putut să facă o lucrare fără margini pentru Dumnezeu și pentru salvare de multe suflete, fiindcă spre omul acesta privesc foarte mulți oameni cu bucurie și îl apreciază foarte mult, dragii mei. Și omul acesta spune că nu era nevoie de moarte, nu era nevoie de cruce, că Dumnezeu nu hotărâse lucrul acesta, niciodată Tatăl n-a avut în plan și nu a fost în planul lui Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos să moară de această moarte. Păi atunci cum, dragii mei, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune în numeri că Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia. Și după aceea Noul Testament ne clarifică, ne autorizează ceea ce spune Vechiul Testament și ne aduce la cunoștință că este clar planul lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu de ce moarte avea să moară Domnul Iisus Hristos și cum se hotărâse și care era planul lui Dumnezeu. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuia să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Unde credeți, dragii mei, că trebuia să fie înălțat Domnul Iisus Hristos? În funcție sau în alte lucruri, nu, dragii mei? Prăjina aceea simboliza pentru mai târziu, când trebuia Domnul Iisus Hristos să fie omorât și răstignit și atârnat pe cruce, pe acest lemn, să fie înălțat între cer și pământ, să fie omorât, să fie chinuit de o moarte groaznică și o moarte rușinoasă care era la timpul acela, dragii mei. Deci Dumnezeu a hotărât
dinainte și crucea era în planul de mântuire și în planul de salvare a omului păcătos, dragii mei. Ia uite ce spune Ioan 3 cu 16, cuvântul Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce a făcut, dragii mei, Dumnezeu cu Fiul Său? A dat pe singurul Său Fiu. Pentru ce l-a dat, dragii mei? Ca să moară, ca să fie înălțat, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuia Domnul Iisus Hristos să fie înălțat între cer și pământ. În 1 Corinteni spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 cu 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu propovăduirea crucii și cu această lucrare și cu această moarte care a fost o moarte rușinoasă și o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu în privința aceasta, pentru unii este o nebunie, dragii mei. Dar pentru cei ce merg pe calea mântuirii, pentru cei ce-L caută pe Dumnezeu, nu le este rușine de cruce, nu le este rușine de ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Dacă Dumnezeu, dragii mei, dacă Dumnezeu nu i-a fost rușine cu noi ca să ne numească copii ai Săi, dacă lui Dumnezeu nu i-a fost rușine cu noi să ne numească fiii Săi, dacă Dumnezeu, care este Domnul nostru Iisus Hristos, a coborât pe pământ, El nu i-a fost rușine să ne numească frații Săi și El să se numească fratele nostru mai mare, de ce, dragii mei, nouă trebuie să ne fie rușine cu crucea Domnului Iisus Hristos și cu această hotărâre pe care Dumnezeu a luat-o? Dragii mei, Satana se luptă cu forțele întunericului. Se luptă cu toți demonii și cu toate uneltele omenești pe care le are în stăpânire și s-au lăsat predați în mâna lui ca să facă lucrarea lui, depărtându-se și delăsându-se din mâna lui Dumnezeu, dragii mei. În aceste timpuri, Satana se luptă și stă la porțile împărăției. Știți ce făcea Satana când era, dragii mei, înainte de a fi alungat din ceruri? Și când el a avut acces în ceruri până la cruce, până când Domnul Iisus Hristos a demascat chipul și lucrarea pe care a făcut-o, el stătea la porțile împărăției cerului, acolo unde îngerii intrau. Și spune că îngerii care intrau aveau câte un card de aur și cu cardul acela se legitimau pentru a intra în cetate și Satana nu mai avea acest card, fiindcă el și-a pierdut dreptul de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și el stătea la poarta împărăției, la poarta cerurilor, dragii mei, și spune că îi necăjea pe îngerii cei buni, se purta urât, le vorbea urât, îi bajocorea, se purta în orice formă ca să-i necăjească și să se poarte foarte urât cu ei, dragii mei. Acum, dacă el nu mai are acces în ceruri, el stă la poarta împărăției pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție prin uneltele sale demonice, omenești, de pe pământul acesta, ca să ne atragă atenția, ca să ne rupă de lângă Dumnezeu, ca să ne atragă către El, dragii mei, pentru a fi nimicit și pentru a nu a fi alături de Dumnezeu. Cea mai mare bucurie a lui Satana este ca să vadă când un suflet piere, când el îi produce și provoacă lui Dumnezeu durere pentru că s-a pierdut una din creaturile sale, dragii mei. Și de aceea el inventează tot felul de lucruri ca noi să nu-i dăm atenție cuvântului și lucrării lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, este un Dumnezeu al dreptății și al adevărului și Dumnezeu, dragii mei, vrea totul sau nimic. Pentru Dumnezeu este totul 100%, fără nicio virgulă și fără niciun punct scos din lucrarea sa. Și Satana vrea ca să ne abată în așa fel de mult încât să ne atragă atenția ca noi să ne depărtăm de la un punct sau de la o virgulă, ca noi să tragem disprețul și disgrația lui Dumnezeu care vine peste noi, dragii mei. Să mergem mai departe să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Planul de mântuire, sconțând în evidență dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, dragii mei, oferă o apărare sigură împotriva apostazierii în lumile necăzute în păcat. Deci vede ce scoate crucea, ce scoate planul de mântuire în evidență, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu oferă o apărare sigură împotriva apostazierii în lumile necăzute în păcat. De aceea noi ca oameni trebuie să urmăm și să rămânem la calea pe care a pus-o Dumnezeu ca noi să nu ne depărtăm și să nu apostaziem, dragii mei.
Doar planul de mântuire pe care l-a pus Dumnezeu așa cum l-a rânduit El, dacă El a rânduit să moară pe cruce, dacă El și-a dat viața și scopul lui Dumnezeu a fost acesta, noi nu trebuie să ne împotrivim, dragii mei. Dacă scopul lui Dumnezeu este ca noi să mergem acolo, pe același drum pe care a mers El, noi nu trebuie să ne împotrivim. Ne aducem aminte, dragii mei, când Petru a fost omorât la Roma, au căutat să-l răstignească pe Petru. Și când pe Petru l-au pus să-l răstignească, știți ce a cerut Petru? Căutați și citiți. Spune, eu nu merit să fiu ca Domnul meu răstignit și vreau ca să fiu răstignit cu capul în jos, fiindcă el s-a lepădat și l-a întristat pe Dumnezeu în anumit moment, dragii mei. Asta e calea, Dumnezeu hotărăște cum vom încheia viața și în ce parte, dacă noi vom urma planul de mântuire. Dacă nu vom urma planul de mântuire, vom căuta alte căi care să mergem către împărăția lui Dumnezeu, dar până la urmă va veni timpul când noi vom vede că nu suntem încadrați și nu corespundem planului de mântuire și nu vom ajunge la mântuire și nici împărăția lui Dumnezeu, dragii mei. Căci multe căi par omului bune, dar nu toate duc la viața veșnică și doar una duce și restul duce la moarte. Hai să vedem ce spune cărțile inspirate despre ce trebuia să facă Domnul Iisus Hristos dacă trebuia să moară la cruce, dacă era valabil lucrul acesta, dacă Dumnezeu a hotărât ca El să moară și să treacă pe acolo, dragii mei. Să căutăm în adevărul despre Înger la pagina 205 cu 3. Moartea lui Hristos pe crucea Calvarului este unică, unica noastră nădejde în această lume și va fi tema noastră de meditație în lumea viitoare, în împărăția lui Dumnezeu, în viața cea veșnică. Cum, dragii mei? Păi cum? Că spunea domnul Lătăianu în prezentarea lui că crucea nu a fost în planul lui Dumnezeu. Și în planul de mântuire, Tatăl niciodată n-a avut de gând și niciodată n-a plănuit ca fiul său să moară în felul acesta, dragii mei. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că eu nu citesc. Luați și căutați și deschideți cartea. Adevărul despre înger la pagina 205 cu 3, dragii mei, și să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Moartea lui Hristos pe crucea Calvarului este unica noastră nădejde în această lume și va fi tema noastră de meditație în lumea viitoare. Această cruce, această moarte, această pedeapsă pe care a primit-o Domnul Iisus Hristos, care a fost inclusă în planul de mântuire, ea va fi o temă de meditație, dragii mei, și în lumea viitoare, în viața celor care vor fi mântuiți, dragii mei. Atât cei răscumpărați, cât și ființele necăzute în păcat, vor descoperi în crucea lui Hristos știința și cântecul lor. Cum se poate, dragii mei? Am ajuns ca oameni să negăm adevărul lui Dumnezeu și cuvântul inspirat pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziție. Și auziți ce spune, nu numai cei răscumpărați din păcat, cât și ființele necăzute în păcat, în meditația care se va face asupra crucii Domnului Iisus Hristos, vor descoperi în crucea lui Hristos știința și cântecul lor. Deci, vedeți, dragii mei, aici nu se referă numai la crucea vieții pe care a purtat-o Domnul Iisus Hristos, dar și în felul în care a murit și crucea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, fiindcă planul Domnului Iisus Hristos și planul Tatălui a fost ca Domnul Iisus Hristos să treacă acolo și să fie înălțat precum șarpele în pustie, dragii mei. Domnul Hristos trebuie să fie descoperit păcătosului ca mântuitor care a murit pentru păcatele lumii. Privind la mielul lui Dumnezeu înălțat pe crucea Golgotei, taina mântuirii, dragii mei, începe să se descopere minții noastre, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. Unde trebuie să privim? La planul de mântuire. Și ce trebuie să vedem în planul de mântuire, dragii mei? Pe mielul lui Dumnezeu înălțat. Unde înălțat? Pe crucea Golgotei, care este taina mântuirii, care începe să te descopere minții noastre, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. Doar acolo este pocăință, doar acolo este salvare, doar acolo este mântuire, doar acolo este iertare, doar acolo este curățire, dragii mei. Dacă vom nega ceva din planul de mântuire al lui Dumnezeu, dacă vom da la o parte cel mai mic detaliu pe care Dumnezeu l-a hotărât, avem riscul să ne pierdem viața veșnică, avem riscul să stăm departe de Dumnezeu pentru totdeauna, dragii mei, încât Dumnezeu nu ne poate primi în împărăția sa și în viața sa.
Crucea de pe Golgota condamnă pentru totdeauna ideea pe care i-a prezentat-o lumii creștine. Deci, vedeți dumneavoastră, crucea de pe Golgota condamnă pentru totdeauna ideea pe care Satana i-a prezentat-o lumii creștine. Crucea de pe Golgota trebuia să fie înălțată sus. Auziți ce spune, dragii mei? Crucea de pe Golgota trebuia să fie înălțată sus, deasupra oamenilor, preocupând cu totul mintea lor și concentrând gândurile noastre și gândurile tuturor către El, dragii mei. Deci, vedeți dumneavoastră, crucea condamnă ceea ce Satana a pretins și a prezentat înaintea lumii. Satana i-a prezentat și Domnul Iisus Hristos la un moment dat că nu trebuie să moară, că nu trebuie să fie jertfit, că El nu trebuie să ajungă acolo, la cruce, căci dacă tu te vei închina mie, eu îți voi da toate împărățiile lumii acesteia, fără moarte, fără suferință, tu vei primi onoarea și vei fi cinstea, tu vei avea toate aceste împărății care sunt ale mele. Și Domnul Iisus Hristos, dragii mei, spune la un moment dat, înapoi a mea, Satano, căci decât Domnului Dumnezeului tău stă scris că trebuie să te închini, eu trebuie să merg înainte. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, n-a cedat la nimica, chiar dacă știa că trebuie să moară, chiar dacă știa de patima și de suferința prin care trebuia să treacă, Domnul Iisus Hristos a mers în continuare și El nu a dat înapoi nici măcar un moment de la crucea aceasta, dragii mei. Credeți că Tatăl a dat pe Fiul Său iubit fără zbucium? Nu, nu, dragii mei, nu l-a dat fără zbucium. Dumnezeul Cerului a trecut printr-o luptă în istoria mântuirii la pagina 45 cu 1, dragii mei. Domnul Dorin Lăteanu spunea într-un timp căci Dumnezeu n-a avut în plan. Dumnezeu nici n-a hotărât lucrul ăsta. Căci dacă oamenii credeau în El și îl acceptau și îl primeau, El nu trebuia să moară. Și auziți ce spune, vreau să vă mai citesc încă o dată, dragii mei. Credeți că Tatăl a dat pe Fiul Său iubit fără zbucium? Și spune, nu, nu, Dumnezeul Cerului a trecut printr-o luptă dureroasă și El a trebuit ca să se gândească mult pentru hotărârea aceasta pentru care trebuia să o ia, dragii mei. Satana pretindea împărăția Pământului ca fiind a lui și i-a sugerat lui Isus ideea că ar putea fi scutit de toate suferințele sale, dragii mei, cum spuneam mai înainte, și că nu trebuia să moară pentru a obține împărățiile lumii acesteia. Poți studia veacuri întregi această iubire și cu toate acestea nu vei putea înțelege pe deplin înălțimea, lărgimea și adâncimea, lungimii iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Cum, dragii mei, pot să spun alți oameni căci Dumnezeu nu l-a dat, căci Tatăl n-a avut în plan lucrul acesta? Ia auziți ce spune Cuvântul Dumnezeu. Poți studia veacuri întregi această iubire și cu toate acestea nu vei putea înțelege niciodată pe deplin înălțimea, lărgimea, adâncimea și lungimea iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Dragii mei, studiați cuvântul lui Dumnezeu, căci demonii din adâncuri stau și pândesc la poarta împărăției lui Dumnezeu. Satana cu toate oștile și cu tot batalionul său, cu toată armata sa de îngeri căzuți în păcat și cu toate uneltele sale pământești, vă va atrage în cursă și vă va depărta de Dumnezeu, dragii mei. Pentru aceea mulți suntem duși în rătăcire, fiindcă noi nu studiem cu sârguință și cu dorință de a slăvi pe Dumnezeu cuvântul. De aceea suntem duși de rătăcire, dragii mei, fiindcă noi căscăm ochii și gura mai mult la oameni decât la cuvântul lui Dumnezeu. Și va veni timpul când vom plânge amarnic. Va veni timpul când vom fi, dragii mei, scoși afară, unde va fi scrâșnitul dinților și plânsul amarnic, unde nu vom mai putea să facem nimic, dragii mei. Căutați-L pe Dumnezeu, sculați-vă noaptea de vreme, de dimineață, până revărsatul zorilor cu 2-3 ore, sau de multe ori când nu aveți somn noaptea. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul lui Dumnezeu și spune că noaptea, când nu avem somn și ne frământăm în patul nostru, înseamnă că Dumnezeu ne cercetează, căci Dumnezeu ne cheamă ca să fim cercetați și să stăm înaintea Lui. Treziți-vă, dragii mei, studiați, cercetați cuvântul lui Dumnezeu, verificați, cereți-L lui Dumnezeu să vă descopere adevărul și nu căutați ca adevărul lui Dumnezeu
să fie descoperit prin gurile oamenilor și căutați ca adevărul lui Dumnezeu să fie descoperit, care vine din gura lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, căci aceasta este adevăr și este viață și este drumul pe care trebuie să merge fiecare dintre noi. Căci oamenii aceștia, uneltele lui Satana, demonii aceștia de oameni transformați, dragii mei, ne vor duce pe fiecare dintre noi în rătăcire. Nu vreau să jignesc pe nimeni și nu am nimic personal la adresa nimănui, dar acești oameni care sunt demoni în chip de om, vă vor duce la rătăcire și vă vor ține departe de Dumnezeu ca să primiți moartea veșnică și nu viața lui Dumnezeu, dragii mei. Nici chiar veșnicia nu va putea să o descopere pe deplin această lucrare a morții Domnului Iisus Hristos. Dacă El este înălțat, auziți și dumneavoastră, planul lui Dumnezeu era ca El să fie înălțat și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dragii mei, dacă El este înălțat, îi va atrage pe oameni la sine, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Mai devreme spunea cuvântul lui Dumnezeu căci Domnul Iisus Hristos trebuia să fie înălțat mai presus de oameni, să fie înălțat deasupra ca toți oamenii să privească la El, ca El să-i atragă pe oameni la El. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Drumul, dragii mei, de la Staul până la Golgota, fusese descoperit înaintea ochilor săi. Deci Domnul Iisus Hristos știa de ce moartea avea să moară. Ucenicii s-au interpus între Domnul Iisus Hristos și lucrarea sa și la un moment dat Petru îl cheamă deoparte și zice să te ferească Dumnezeu, să nu mergi acolo, să nu te duci acolo ca să mori, să nu faci lucrul acesta că nu este bine ceea ce faci. Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos se întoarce spre el și zice înapoi a mea, Satano, că aceasta nu este planul lui Dumnezeu și nu este voia lui Dumnezeu. Satana trebuia să-l abată și căuta pe orice cale ca să-l îndepărteze de la planul acesta, fiindcă știa că și dacă Domnul Iisus Hristos va fi înălțat, precum Moise înălțase șarpele în pustie, profeția se va împlini, lucrarea lui Dumnezeu se va sfârși și în momentul acela, sfârșitul lui Satana, va fi pecetuit pentru totdeauna și timpul lui se va încheia și se va scurge cât mai repede, dragii mei. Și el știe că timpul lui este aproape și nimicirea lui pentru totdeauna este bine stabilită și definită și ceasul acesta se apropie cu repeziciune și el nu va mai putea să mai facă nimic. De aceea caută să ne amăgească și caută să amăgească chiar și pe cei aleși. Dacă Dumnezeu n-ar scurta zilele din pricina celor aleși și aceștia vor pieri, dragii mei, fiindcă lupta va fi mai aprigă și mai dură, precum a fost la distrugerea Ierusalimului și cu poporul Israel. Lupta aceasta va fi mai cruntă și mai puternică de mii și mii de ori, fiindcă este ultima clipă a bătăliei care se dă între Domnul Iisus Hristos și Satana, în care Satana vrea să nimicească și să secere din oștile lui Dumnezeu și să doboare din copiii lui Dumnezeu ca ei să ne ajungă la mântuirea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, dragii mei. Cercetați și rugați-vă, căutați-i lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune și rugați-l pe Dumnezeu să vă umple cu Duh Sfânt, ca să vă dea discernământ și înțelepciune. Discutam în dimineața aceasta cu niște frați și cu niște surori după la Biserica Pentecostală. Eu iubesc foarte mult, sunt niște oameni de treabă, oameni săritori, ajutători, cu inima deschisă. Dar când e să ajungem la adevărul lui Dumnezeu, știți ce spun, dragii mei, acești oameni? Zice, pentru Dumnezeu nu contează nici legea, pentru Dumnezeu nu contează nici o zi, pentru Dumnezeu nu contează nici aia, pentru Dumnezeu nu contează nimic. Contează în inima ta să ai și tu să crezi în El. Dragii mei, dacă pentru Dumnezeu n-ar fi contat aceste lucruri, ele nu ne-ar fi fost puse înainte, ele n-ar fi fost scrise și nu ar fi fost descoperite pe paginile Sfintelor Scripturi și în toată istoria poporului Israel, dragii mei, și în toată lucrarea de mântuire și a planului de mântuire. Dumnezeu ar fi cerut doar să credem în El și nimic n-ar fi fost făcut și ar fi fost de ajuns totul. Dar la un moment dat, cuvântul Dumnezeu spune că și dracii cresc și se înfioară, dar ei nu fac voia lui Dumnezeu. Cea mai mare credință de pe pământul acesta nu are niciun om precum o au dracii, cum o au demonii, fiindcă ei au fost la tronul lui Dumnezeu, au văzut chipul și fața lui Dumnezeu, au auzit glasul lui Dumnezeu care a vorbit gură către gură cu ei, dragii mei, și au văzut binecuvântarea și iubirea și bucuria pe care îi înconjura în momentul când se apropiau de Dumnezeu.
Și ei nu cred lucrul acesta, dar noi ce credință avem, dragii mei? De multe ori dăm la o parte lucrurile pe care Dumnezeu ni le pune înainte și toate aceste lucruri mărunte care credem că nu au interes, ca să se pună la probă credința și să descoperim cu adevărat dacă credința noastră este demnă de Dumnezeu și dacă credința noastră ne include în planul de mântuire și ne face ca să urmăm pe calea cea dreaptă, dragii mei. Căci fără fapte este cu neputință ca credința noastră să fie o credință autentică și valoroasă înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Să mergem mai departe, să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Domnul Iisus cunoștea groaza care avea să vină asupra lui. Știa totul și cu toate acestea a zis: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Știa, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos trebuia să meargă la cruce. Știa. De unde știa, dragii mei? Din sulul cărții. Din care sulul cărții, dragii mei? Din sulul cărții în care era făcut planul de mântuire. Când Dumnezeu a creat universul acesta, când Dumnezeu a dat viață ființelor create de El, a făcut un plan de rezervă, un plan de salvare, dacă s-ar întâmpla ceva, dragii mei. Dumnezeu nu l-a făcut cu scopul că cineva va cade, și l-a făcut cu scopul că dacă cineva va cade. Dumnezeu prevede în toată știința sa că ceva se va întâmpla sau într-un fel sau altul și Dumnezeu a fost precaut la toate aceste lucruri. Și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și și-a asumat responsabilitatea creațiunii sale și a asumat responsabilitatea de autor a tuturor acestor lucruri, dragii mei. Și El a fost în stare să ajungă până acolo încât să-și dea viața pentru noi. El știa că trebuie să meargă la cruce. Noi nu trebuie să negăm niciodată crucea, nu să dăm valoare crucii în sine, lemnului, și noi să-i dăm valoare lucrării pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pe cruce și pe care ne-a pus-o înaintea noastră. Dând viața sa pentru viața oamenilor, El urma să le câștige lumea pentru ascultarea de Dumnezeu. Deci trebuia Domnul Iisus Hristos să-și dea viața. Trebuia să-și dea viața. Era altă cale, cum spunea Dorin Lătăianu, că Domnul Iisus Hristos ar fi putut să moară de altă moarte și nu de moartea crucii. Nu, dragii mei. Altă cale nu era. Aceasta era singura cale, că se prevestise cu veacuri îndepărtate, cu timp în urmă se prevestise că Domnul Iisus Hristos trebuia să fie înălțat între cer și pământ, precum șarpele de aramă. Altă cale nu era. Altă care nu era. Dragii mei, dacă noi urmăm calea lui Dumnezeu și studiem cu atenție Sfânta Scriptură, dacă noi îl iubim pe Dumnezeu și iubim adevărul și căutăm cu tot din adinsul să-L onorăm pe Dumnezeu și să ascultăm și să împlinim voia Sa, Sfânta Scriptură, prin puterea Duhului Sfânt, ni se va descoperi, se va tălmăci ca să înțelegem adevărul și nu vom merge orbește, dând greș în drumul și în traiectoria noastră pe care o avem. Niciodată nimica nu ne va lăsa în necunoștință, dragii mei. Și Sfânta Scriptură se descoperă la fiecare lucru, la momentul potrivit ca noi să-L înțelegem. Dacă noi nu căutăm să-L onorăm și să înălțăm numele Dumnezeu prin tot ceea ce facem, ajungem să fim duși în rătăcire, ajungem să fim înșelați de uneltele demonice ale lui Satana ca să ne ducă departe de Dumnezeu și să negăm adevărul lui Dumnezeu, dragii mei. Și Domnul Iisus Hristos trebuia să-și dea viața, trebuia să meargă la cruce, trebuia să fie înălțat, precum avertizease cu mii de ani în urmă. Cu unsul sângele său, El a intrat în locul preasfânt după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, dragii mei. Mai avem încă un exemplu pe care ne spune că Domnul Iisus Hristos trebuia să moară, unde trebuia să moară și cum trebuia să moară, dragii mei. În Vechiul Testament avem înaintea noastră adus un exemplu pe care spune că Dumnezeu a hotărât înaintea poporului ca să ia o juncană roșie, că trebuia să o ardă și trebuia afară din tabără și trebuia să facă apa de curățire. Și spune că juncana de jertfă era adusă afară din tabără și ucisă în modul cel mai impunător, în modul cel mai groaznic și cel mai urâcios. Tot așa și Hristos a suferit în afara porților Ierusalimului, pentru că Golgota era în afara zidurilor cetății, dragii mei. Încă un simbol avem și Biblia se descoperă din nou că și Domnul Iisus Hristos trebuia să moară în afara Ierusalimului. Trebuia să moadă, să fie ucis în modul cel mai impunător și cel mai josnic, în afara cetății. Și auziți ce spune în Mărturii, volumul 4, la pagina 121 cu 2.
Tot așa și Domnul nostru Iisus Hristos a suferit în afara porților Ierusalimului, pentru că Golgota era în afara zidurilor cetății. Dragii mei, dacă nu înțelegem Scriptura, că într-adevăr Scriptura pentru noi este foarte grea din cauza că noi suntem greoi la minte, fiindcă noi ne-am pierdut perceperea aceasta și conștiința noastră este tocită și noi nu mai avem atâta capacitate încât să discernem binele și răul. Avem, dragii mei, mărturiile, avem spiritul profetic, care sunt un fel de ochelari, e aceeași mărturiile și spiritul profetic, e Sfânta Scriptură detaliată, dragii mei. Este Sfânta Scriptură dezvoltată, desfășurată, desfăcută înaintea ochilor noștri, să înțelegem ceea ce Dumnezeu a vrut să ne vorbească prin Sfânta Scriptură. Luați mărturiile și citiți-le, luați spiritul profetic, luați și căutați să vedeți ce spune Dumnezeu, dragii mei, și puneți-le în comparație cu lumina cuvântului și să vedeți, dragii mei, când dumneavoastră, ca și cum eu sunt fără ochelari acum și mă văd puțin în ceață și în momentul când voi pune mărturiile și spiritul profetic, am să văd cu claritate ceea ce este în fața mea. Dragii mei, nu dați cu piciorul la adevărul Dumnezeu, căci veți fi duși în rătăcire și amăgiți de anumite texte care sunt aduse de oameni, care sunt scoase din context și puse înaintea dumneavoastră să vă hrăniți sufletul cu o travă care vă duce la moartea veșnică și vă ține departe de Dumnezeu, dragii mei. Să mergem mai departe să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Iată eu vin, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Iată-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeului, în Evrei 10, 15-7. În aceste cuvinte se anunță împlinirea scopului ce fusese ascuns din veacurile veșnice. Cum vă spuneam mai devreme, dragii mei, șarpele care a fost înălțat în pustie a fost o mică licărire a cuvintelor și a scopului care au fost anunțate pentru împlinirea care a fost ascuns de veacuri. Dumnezeu a dat o frântură în Vechiul Testament să înțelegem într-o miniatură că Domnul Iisus Hristos va trebui să moară în felul acesta. Dar mulți dintre noi n-am luat aminte și n-am înțeles atunci, dar nici acum nu vrem să înțelegem. Și auzi ce spune, în aceste cuvinte se anunță împlinirea scopului care a fusese ascuns din veacuri. Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară, El nu a voit nici jertfă și nu a fost nici prinos, ci i-a pregătit un trup în care trebuia să vină și să moară pentru noi, dragii mei. E exemplul nostru și jertfă pentru păcat. Deci Domnul Iisus Hristos trebuia să fie adus ca jertfă pentru păcat, El trebuia să moară, fiindcă toate animalele și toate lucrurile care erau făcute în vechime arătau spre Domnul Iisus Hristos că El trebuia să moară, El trebuia să fie sacrificat pentru fiecare om de pe pământul acesta care dorește să fie mântuit și să fie salvat, dragii mei. El pentru moment a murit pentru toți oamenii. Jertfa de ispășire, dragii mei, este pusă înaintea noastră. Ne-a dat un timp de răgaz la cruce, ca noi să-L acceptăm, să-L credem și să-L urmăm, ca ispășirea să se facă în dreptul nostru a tuturor. Răscumpărătorul lumii nu a venit doar pentru a fi o jertfă pentru păcat, auziți ce spune? Ci pentru a fi un exemplu pentru om în toate lucrurile, un om sfânt, fără pată și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci El nu a venit doar să fie o jertfă, El a venit să ne fie un exemplu. Și noi trebuie să acceptăm exemplul acesta și să-l primim ca atare din partea lui Dumnezeu, dragii mei. Fiindcă atât de mult a iubit lumea, Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu. El l-a dat nu numai să trăiască printre oameni, auziți ce vine? Acum vine și cu cealaltă parte, dragii mei, căci nu l-a dat numai ca jertfă și l-a dat să fie ca exemplu. În Hristos, lumina lumii, dragii mei, la pagina 14 cu 3, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. El l-a dat nu numai ca să trăiască printre oameni, nu numai ca exemplu, să poarte păcatele lor, ci să moară ca jertfă pentru ei. El l-a dat omenirii pierdute. A fost în planul lui Dumnezeu, dragii mei, să moară? A fost. A fost în planul lui Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos să fie înălțat între cer și pământ și să fie atârnat pe cruce? A fost. De unde știm, dragii mei? Moise ne-a arătat, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin porunca pe care a dat-o,
că să facă un șarpe de aramă, să-l înalțe, care îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos. Nu șarpele de aramă îi salva de la mușcătura șerpilor înfocați. Și dacă ei priveau către șarpele acela, priveau un viitor către Domnul Iisus Hristos, care avea să sacrifice pentru noi toți și pentru ei. Și prin credință ei priveau la jertfa supremă și ei erau salvați, ei erau mântuiți, ei erau iertați, ei erau vindecați de mușcătura șarpelui. Dragii mei, pe noi satana ne-a mușcat pe fiecare dintre noi și mulți dintre noi am păcătuit și ne-am răzvătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar prin mușcătura aceasta, șarpele înfocat, care este satana, noi trebuie să alergăm la cruce, acolo unde Domnul Iisus Hristos este înălțat între cer și pământ. Acolo este salvarea noastră, acolo este mântuirea noastră, acolo este vindecarea noastră a trupului și a sufletului nostru, în care putem primi mântuire de la Domnul Iisus Hristos, care s-a dat garanție pentru noi, care El ne-a fost dat nouă omenirii pierdute. Prin cuvântul și lucrările sale, dragii mei, El a declarat ca autor al vieții. Acela care în curând trebuia să moară pe cruce, auziți ce spune, pe cruce trebuia să moară, avea cheile morții ca biruitor asupra mormântului și a afirmat dreptul și puterea de a da viața veșnică. Dragii mei, chiar dacă avea dreptul ca să dea viața veșnică, chiar dacă era biruitor și avea cheile asupra mormântului și el era biruitor, el a trebuit să moară, căci doar în felul acesta era răscumpărare. A sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Dar Hristos nu uita deloc modul în care trebuia să aibă loc această proslăvire. Deci când Domnul Iisus Hristos spune că a sosit ceasul ca Fiul omului trebuie să fie proslăvit, dragii mei, El n-a uitat proslăvirea în felul în care trebuia să aibă loc. El trebuia să fie înălțat între cer și pământ. El trebuie să fie ridicat și pironit pe cruce și acolo El era proslăvit. Adunarea neamurilor, dragii mei, trebuia să vină după apropiata lui moarte. Numai prin moartea lui putea să fie mântuită lumea. Ca o sămânță de grâu, Fiul omului trebuia să fie aruncat în pământ, să moară și să fie înmormântat departe de oameni, dar avea să învie. Dragii mei, când cineva mai vine înaintea dumneavoastră și vă spune că și Domnul Iisus Hristos nu trebuia să moară, să-i spui înapoi a mea, satano, că ești un mincinos și dintotdeauna ai fost mincinos și te folosești de acești oameni ca să ne amăgești. Când cineva spune că n-a fost în planul lui Dumnezeu ca și Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce, să-i spui înapoi a mea, satano, că ești un mincinos, că și dintotdeauna ai fost mincinos și ai amăgit oamenii. Noi trebuie să credem pe Dumnezeu pe cuvânt, dragii mei. Satana pretindea împărăția Pământului ca fiind a lui și i-a sugerat lui Iisus ideea că ar putea să fie scutit de suferințele acestea și că nu trebuia să moară, dragii mei, pentru a obține împărățiile lumii acestea dacă i s-ar închina lui. Putea avea toate posesiunile Pământului și slava de a împărăți peste ele. Dragii mei, când Satana ne sugerează ca noi să ne depărtăm de cruce, ca Satana când ne sugerează ca noi să nu urmăm calea mântuirii, El dorește închinarea noastră, El dorește supunerea noastră și depărtarea de la Dumnezeu și întorcându-i spatele lui Dumnezeu și întristarea lui Dumnezeu să apară pe fața lui, dragii mei. Dezaprobarea lui Dumnezeu în momentul acela va veni asupra noastră. Să nu dăm ascultare celui rău. Timpul se apropie când Iisus trebuie să moară și să lase pe ucenicii săi singuri în această lume tirană. Ei trebuia să înțeleagă pe cât era cu putință toate cele privitoare la paharul suferințelor ce îl fusese rânduit. Auziți ce spune, dragii mei? Că ucenicii și noi care suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să înțelegem pe cât este cu putință toate cele privitoare la paharul suferințelor ce îi fusese rânduit, adică ce fusese pregătit și fusese pus deoparte în planul de mântuire, în scopul acesta, dragii mei. El le arată că lupta îngrozitoare pe care ei nu puteau încă pricepe era împlinirea unui legământ încheiat încă înainte de întemeierea lumii. Dragii mei, moartea Domnului Iisus Hristos, crucea, hotărârea Tatălui ca Domnul Iisus Hristos să moară, era un legământ și un plan încheiat înainte de întemeierea lumii. Hristos trebuia să moară după cum orice călcător al legii
trebuie să moară dacă trăiește mai departe în păcat. Domnul Iisus, dacă a luat păcatele sale asupra noastră, El a murit ca un fel de călcător al legii, fiindcă păcatele noastre le-au transferate asupra Lui și El trebuia să fie osândit la moarte. Toate acestea trebuiau să se împlinească, dar nu trebuia să se sfârșească în înfrângere și în biruința măreață și veșnică. Iisus le spusese că trebuie să se facă orice efort pentru a scăpa lumea de păcat. Iuda socotea că dacă Domnul Iisus Hristos avea să fie crucificat, atunci evenimentul trebuia să aibă loc. În Hristos, lumina lumii, dragii mei, spune lucrul acesta. Dacă Iuda, care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, el știa mai dinainte că Domnul Iisus Hristos trebuia să fie crucificat, atunci evenimentul acesta trebuia să aibă loc. De aceea el s-a încumetat să se ducă la preoți, la mai mari poporului, să ceară bani pentru a-L vinde pe Domnul Iisus Hristos, că știa că și Domnul Iisus Hristos trebuia să fie răstignit. Dar el mai credea un singur lucru pe care l-a crezut neînțelept și a fost un lucru fals. Că și Domnul Iisus Hristos, că e Dumnezeu și El trebuie să moară în felul acesta pentru a salva omenirea, El va face o minune și va coborâ. Și Domnul Iisus Hristos nu va muri, fiindcă El este Dumnezeu. Și El va rămâne cu banii și se vor împlini două lucruri în momentul acela. Dar în momentul când a văzut că Domnul Iisus Hristos nu dă înapoi și planul lui este ca să meargă la moarte, la cruce, în momentul acela și-a dat seama că cel a vândut sânge nevinovat. Și în momentul acela, dragii mei, a venit nenorocirea și dezamăgirea peste el. Și în loc să se întoarcă la Dumnezeu, să-și ceară iertare pentru păcatul pe care l-a săvârșit, el nu mai a avut puterea să se întoarcă la Dumnezeu. Și în momentul acela, singurul lucru pe care a putut să-l mai facă, el s-a dus și s-a spânzurat. Dragii mei, când noi ne pierdem puterea în planul și în lucrarea lui Dumnezeu care ne este pusă la dispoziție, nu mai avem putere să ieșim din mâinile celui rău. Și singura metodă și singura lucrare de scăpare a noastră este moartea, dragii mei, fiindcă apasă peste noi, peste conștiința noastră, o povară pe care o să o ducem cât timp vom fi trăit pe pământul acesta. Și ca să ne eliberăm de această povară, singura dorință a inimilor noastre și a conștiinței noastre pentru a fi liniștiți este să murim. Spune Dumnezeu că în momentul când va veni pe norii cerului, doar cei mântuiți prin puterea sa vor putea să stea în picioare și fețele lor s-au îngălbenit. Dar prin puterea Duhului Sfânt, tremurând, ei au stat și l-au întâmpinat pe Dumnezeul cel veșnic care a venit să-i mântuiască. Dar ceilalți care aveau conștiința împovărată și neliniște cu moartea Domnului Iisus Hristos, chiar dacă unii dintre ei n-au fost acolo prezenți la condamnare, dar prin viața lor au practicat aceeași condamnare împotriva Domnului Iisus Hristos și povara morții Domnului Iisus Hristos apasă pe conștiința lor. Și spune, dragii mei, că în momentul acela fețele lor s-au negrit, nu s-au îngălbenit și ei s-au dus la munți și la stânci și au cerut ca să cadă stâncile și munții peste ei și pietrele să-i acopere ca să nu vadă fața celui ce vine, dragii mei. Să ne ierte Dumnezeu și să ne ajute ca să înțelegem adevărul Dumnezeu. Vă îndemn, dragii mei, studiați și rugați-vă dacă vreți să fiți salvați, dacă vreți să nu fiți duși în rătăcire, dacă nu vreți să fiți duși în apostazie. Dragii mei, poporul lui Dumnezeu care i s-a încredințat valori inestimabile ale cerului, din lipsă de necunoștința studiului și au rămas doar la învățăturile date oamenilor, trăiesc în apostazie. El, poporul, nu este apostaziat. Poporul lui Dumnezeu plânge și suspină pentru păcatele lui Dumnezeu care este o rămășiță. Dar majoritatea poporului este apostaziat, trăiește în apostazie. Ce înseamnă apostazie, dragii mei? Depărtarea de la drumul și de la calea mântuirii și la planul pe care Dumnezeu l-a urzit din veșnicii, pe care trebuia să meargă Domnul Iisus Hristos și pe care trebuie să meargă și cei mântuiți, dragii mei. Ce înseamnă apostazie? Că am înlocuit cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul oamenilor. Am înlocuit cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile omenești și n-am dat ascultare învățăturilor lui Dumnezeu. Am dat ascultare învățăturilor demonilor în chip omenesc,
care sunt conduși în spatele lor, locuiește și îndeamnă și călăuzește vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul sufletelor noastre, dragii mei. Să ascultăm de Dumnezeu, căci noi trebuie să veghem, să ascultăm de Dumnezeu, căci trebuie să ne pocăim și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima pentru a ne salva, dragii mei. Singura salvare și singura cale de mântuire care va fi scut și pavăză pentru noi, dragii mei, va fi doar adevărul, fiindcă adevărul ne va face liberi. Adevărul este cel care ne va mântui și ne va salva și ne va ține departe de toate aceste erezii și aceste apostazii în care trăiește majoritatea poporului Dumnezeu, dragii mei. Și nu numai poporul Dumnezeu, și din celelalte biserici. Și Dumnezeu are și acolo o rămășiță. Acolo are Dumnezeu oile sale și copiii săi, care plâng și suspină, se întristează pentru apostazia în care trăiesc toate popoarele acestea. Va veni momentul când Dumnezeu își va ridica poporul și se va uni cu cei care stau departe și vor accepta mărturia martorului credincios, care va face o cernere și o separare între cei apostazia și cei care rămân pe calea cea dreaptă și Dumnezeu îi va mântui și îi va salva. Vrei să fii mântuit? Vrei să fii salvat? Nu trăi în apostazie. Trăiește în adevăr, dragii mei. Poporul Israel înainte de nimicire a apostaziat total, dar rămășița, poporul adevărat, care a rămas la valorile lui Dumnezeu, a părăsit cetatea, a părăsit poporul și a rămas acolo unde Dumnezeu le-a putut da pace, liniște și odihnă. Înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, apostazia va crește și în poporul Dumnezeu și în celelalte popoare. Dar poporul adevărat, rămășița, se va ridica și va duce mărturia martorului credincios, care va face o diferențiere între unii și alții, dragii mei. Rămâneți la adevăr, cercetați, cercetați și cercetați. Nu dați liniște ochilor dumneavoastră, nu dați liniște ploapelor dumneavoastră, nu dați liniște genunchilor și plecăciunilor noastre înaintea lui Dumnezeu, până când adevărul nu va străluci și nu va lumina fața și conștiința dumneavoastră ca să mergeți pe drumul cel drept, dragii mei. Eu știu că toate aceste lucruri vor fi cu răzbunare din partea celor rău într-o bună zi. Pe unii dintre noi ne va duce la moarte, pe unii la închisoare, pe unii scuipați și bajocoriți, pe unii condamnați într-un fel sau altul sau lipsiți de lucrurile pământești. Dar nu îmi pasă atâta timp, căci Dumnezeul cel veșnic este la dreapta noastră și este sprijinul nostru, dragii mei. Să vă binecuvânteze Dumnezeu ca să aveți o conștiință și o minte clară pentru a rămâne la acest scris. Și când vine satana să-i spuneți, înapoi a mea satana. Când un om vine înaintea dumneavoastră, să știți că omul acela este satana cu o lucrare falsă, dragii mei. Vă doresc o noapte bună tuturor și multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu, până când ne vom întâlni vineri seara din nou cu mesajul lui Dumnezeu pe care Dumnezeul mi-l va oferi, pe acela vi-l voi aduce, dragii mei. Și aș dori ca cu toții să fim mântuiți și salvați și să ne vedem împărăția sa la Marea de Cristal. Noapte bună tuturor și multe binecuvântări să fie revărsate din partea cerului peste casele dumneavoastră, peste inimile dumneavoastră și cu toții să rămânem treji la datorie, că satana urlă înfuriat, demonii se luptă, națiunile se înfurie, națiunile se frământă, pământul se răsucește într-o parte și în alta, dragii mei, și ne cheamă la o luptă grea. Uitați-vă că pământul acesta și națiunile se frământă, vă spuneam și data trecută, în Madrid, Greta Thunberg se luptă și ridică națiuni, în Hong Kong, în Japonia, în China, în Franța, în toate țările se ridică și se frământă pentru marea luptă finală, dragii mei. Ești pregătit să înfrunți? Ești pregătit să dai piept? Ești pregătit să înalți adevărul lui Dumnezeu? Ești pregătit tu să fii un pilon important în lucrarea lui Dumnezeu? Sau vei fi lemn de foc ca și toți ceilalți? Domnul cu noi cu toți, până când ne vom întâlni din nou. La revedere! Fii al meu stăpân.
ce